Definiție. Este altceva. Din 9 litere și începe cu S. Nu-mi dau seama care e cuvântul. E, nu vă dați seama. Dar vă e frica al rosti. Că asta ar însemna cobeală. C-O-B-E-A-L-E. E din 7, mă, nu-i din 9. Nu cobeală-i cuvântul, bre. Schimbare e cuvântul. Cobeală ar însemna dacă ați rosti cuvântul schimbare. Că poate atrage și schimbarea după ea. Și poate se întâmplă. Se întâmplă? Cui se întâmplă, mă? Mă, voi știți ceva și nu vreți să-mi spuneți. Nu, șeful, că dacă era să vă schimbe, pe mine mă anunțau prim. Pentru că eu sunt cel mai mare în grad și eu trebuia să preiau conducerea. Dar de ce tu să preiei conducerea, bă? Adică ce? N-am fost eu mai bun șef de secție, dar ce? Dar n-ați făcut niciunul nimic, bă. Dumneavoastră nici n-ați avut timp, șeful, că de-abia v-au numit. Dar sigur o să faceți dacă nu vă schimbă. Dacă nu, o să fac eu. Că sigur o să-mi vină și mie rândul odată și odată. Dar mie de ce nu-mi vine, mă? Păi fi însărcinată. Că așa pățesc toate parașutele. Bă, voi știți că o să mă schimbe? Schimbarea vine când nici nu te gândești. De exemplu, secția noastră. Ce frumoasă era ea înainte, pardon, mă iertați, ce furâtă era înainte și ce frumoasă e acum, nu? Mă schimbă că am colorat secția? Dar m-au lăudat! Alo! Să trăiți, domn Chestor! Permite să raportez. Numărul dosarelor rezolvate în secția noastră a depășit 1. Salomone, taci, se ascultă, că mă lasă bateria. Fii atent că îți trimite un băiat destoinic. Vezi că e rudă cu domnul ministru. Îi predai tot. Tot ce trebuie ca să învețe meserie. Alo? Alo? Baterie idiotă. Alo? Da, să treci. Vezi că el o să fie nouă șef. Piatra neamță în locul ușoric. Alo? Bă, ai înțeles? Alo? Mă, m-ai auzit? V-am auzit, să trăiți. Și șeful? Ați avut dreptate. M-a schimbat. Cu cine? Cu rudă de-a lui domnistru. Dă-mă masa de treabă. Ce grădare ăla, mă? Nepot. Hai, mă, nu mai plânge. Du-te la baie și liniștește-te. Hai că poate o fi băiat bun. Fugi să nu te vadă așa. Să schimb și scute cu voi. Ce bine că ai venit, că de mult vreau să vorbesc cu tine ceva medical. Da? E grav? Nu, e legat de îngrășatul ăsta al meu. Da, să știi că eu sunt psihiatru, nu nutriționist. Știu, mă, dar sunt sigură că tu te pricepi la cât ești de schiloadă. Poftim? Dar ce-am zis? Ce te uiți așa? Ți-am făcut super compliment. Eu aș omorâ să mi se spună așa ceva. Păi, dragă, că nici tu nu ești așa de grasă. Păi nu sunt, dar în ritmul în care pun pe mine o să fiu. Păi, frate, și nu mănânc mai nimic. Nu știu, cred că am o problemă cu asimilatul. Uite-te și tu ce burtic am făcut. Trebuie musai să scap de ea cât mai repede până nu observă Puti. De ce nu-i placă? Nici nu l-am întrebat, nu mă interesează. Vreau să scap de problemă și punct. Să știi că nu e ușor. Da, o să vorbesc eu cu un coleg să te ajute. În câte luni ești? Mârlane, tu ești? Miau! Da. Deci, în câte luni ești dispusă să slăbești? Păi cât mai repede, n-ai văzut și tu câte fufe se perindă pe aici? Ce vrei, să aștept să mi-l sufle vreo una pe Puti? Bă, nu pot să crez, mă! Bă, aveau acelea un om de valoare, cu experiență în conducere, care cunoștea colectivul. Un adevărat lider, ce să măi... Mersi, Chioret! La mine făceam referință, Foponețule. Revin, avea un adevărat lider, bă. Și ce ne trimite ei, bă? Un puțoi fără pic de minte care nu are nicio experiență. Ce să măi, o varză! Ce înseamnă că o să te înțelegi cu el, că țăranilor le place varza. Ai sitir material pirotehnic. Pardon? Ce vă uitați,
mă, ca crocodilii la vata pe băț, adică ponitoare. Terminați, mă, terminați, mă, acum trebuie să fim uniți, mă. Ce faci, Matescu? Matescu, uniți în cuget, nu-mi simțiri, Matescu. Scuze, șef. Of, trebuie să fim uniți ca să scăpăm de... Iar încep, mă, n-auzi, mă, nu-mi simțiri. Liniștește. Trebuie să fim uniți. Stai pe-l. Ca să scăpăm de impostorul care o să intre pe ușa aia și o să ne ia funcția mult răvnită de toți. În fine, aproape toți. Fără aprodit. Dar eu ce-am, Pupunețule? Eu de ce să nu vreau să ajung șefă? Dacă stau să mă gândesc mai bine, eu aș fi cea mai îndreptățită. Că pe voi v-a tot încercat. Eu de ce să nu fiu încercată? Dar nici eu n-am fost încercat. Păi nu mai bine vă încercați, vă, unul pe altul. Vreau. Mai subține-mă, că așteaptă și alții la bancul de probe. Stai să vorbim de ce vorbeam. Potoliți-vă. Deci, în prima zi când vine, trebuie să-i facem zile fripte. Trebuie să-l terminăm psihic, nervos. Să-i scuipăm în cafea. Orice, până pleacă. După ce pleacă, după aia, cine o să fie șef? Eu! Eu, bineînțeles! Fioarentă, tu ai fost ce acum? Ce vorbe, fiți arzuri, ce ai dreptul la tine! Iată, cu voia, băi, deci, gata, mă, n-avem, mă, cum să facem nimic împreună, fiecare pe cont propriu, ok? Da. Acolo sunt și gratii, și alarmă. Habar n-am cum au intrat. Ideea e că ne-au ușurat trezoreria de 2 miliarde. Cât? Și ți-am zis să ținem banii la noi în casă. Ai sunat la poliție? Încă nu. Și ce mai aștepți? Să scoată băieții dosarele alea din clădire. Vrei să ne prindă controlul cu chiloții în vine? Că sigur o să urmeze un control, nu? Da. Mersi frumos, băieți. Gata, acum pot să sun. Chiorete, mă băzesc pe tine, mă. Normal, bă, Vandame, că doar suntem prieteni, nu suntem noi prieteni. Auzi, dar poate ei scapi și tu așa, dând întâmplare, o vorbă lui Don Chestor, să mă repui iar șef de secție la noi, mă. Bine, mă, când vă vedeți voi, pe la o agapă, pe la o comemorare, pe la ceva. Chiorete, tu rezolvă-mă cu dosarul ăsta și ești ca și șef, mă. Treaba-i ca și rezolvată, mă, Vandame, iată, ia. Furt la primărie. Șatec. Van Damme. Asta ești. Tot degeaba, bârlane, că o să mă găsesc în mămica după miros. Stai jos! Că nu de asta te-am adus aici, nu vreau să te sechestrez. Te-am adus aici că avem o problemă. Ce problemă? Cineva e cu burta la gură. Ai sigur că tu ești mai cu burta la gură ca mine, da? Nu de noi doi e vorba, tântălăule. Dar altcineva. Dar nu pot să zic, că dacă aude măta... Lasă că mămica nu mai are probleme cu burta. Chiar o consideră folositoare. Care pe ce să-și sprijine țâțele, să nu-i mai flâncă între genunchi. Nu de burta în măta e vorba. Da, de a cui? Talu Sofica. E însărcinată, na, că am zis-o. Ce, mă? Tu unde știi? Păi când m-am dus la birou, fără să vreau... Ai lăsat-o pe vară mea gravidă fără să vrei? Ești un om mort! Zici cine vrei să te execute? La alegere, ori mămica, ori scalțone. Ai vrea tu să scapi de mine, hiena? Când m-am dus la birou fără să vreau, am auzit o discuție între Sofica și Teo. E copilul lui Scalțone. Da? E, păi atunci se schimbă calimerea, bă? Dacă o să fiu n-am cu Scalțone, m-am scos. Pregătește-te să-mi devii subaltern. De ce dai, bă? Ca să te trezești la realitate, cupitule. Că Scalțone nu vrea copilul. Și de fapt asta e problema, pentru că te-am chemat aici. Că dacă află măta că Sofica vrea să facă avort, îl omoară pe Scalțone. Și rămâne fără sponsor. Deci, nu trebuie să afle. Și de unde mama dracului să afle? Dar la cine? Sofica face avort? Sofica? Sofica mi-a face avort? Sofica e gravidă? Nu, ce-i cu matalea, citanti? Ieda-mi făcut să-mi depozitez o niște țale de... Dar răspunde la ce te-am întrebat!
Ce m-ai întrebat? Dacă șofica face avort, și cu cine e gravidă? Nu cu mine. Nici cu mine. Ah, ce proastă sunt. Ma t-ai zis. Nu e evident. Îl omor, îl distrug. Macaronar de mernic. Fustangiu inseminator. Vrea avort? Îi dau eu avort. Uite așa o să-l avortez. Îl bag, îl scot, îl bag, îl scot, îl bag, îl scot, îl bag. Hai, mă, să... Doamne, apărăși, plătește. Boala avansează. Hai, mă, Chiurete, și ia așa urgent, că trebuie să intru în spital. Ăsta, trebuie să intru în emisie și mă grăbesc. Vreau să-ți dau un caz tare de tot pupăză, ca să afle și opinia publică. Și nou șef, d-o să vină acile la noi în secție, că eu rezolv numai cazuri tari. Aaa, pă, de-astea e! E, uite, atunci îi dau eu un caz mult mai tare decât al tău, la care am lucrat, adică, ce să mai, că l-am terminat. Te rog. E, în cazul ăsta, eu îi dau două. Mateescule, să nu dai, că să știi că depun plângere. Două dosare, pupăză. Păi și eu ce îi dau? Păi ce să-i mai dai? Nu mai trebuie să dai nimic, mă, că tu ai fost retorul gradat. Gata, nu mai poți să reziști pe funcție. Câini sunteți, mă, n-am văzut așa ceva. Estena! Vă agitați de-n pomană, tiriplicilor! La ce bombă de caz am eu, Acilea, puteți să-i fluturați voi pe la nas și o mie de dosare, mă, că tot palmeul o să-l ia. Palmeul citește. Ia lui pupăză. Bă, tu ești sur, mă, tu crezi că eu am timp de lectură, nu ți-ai zis că trebuie să mă duc în emisie? Hai, pa! Pupăză, stai, mă, că... Că de ce, mă, că-i cacial, mă? Țeapă, că alea noastre nu sunt coperți goale. Era originalul. Păi și al nostru, camarad. Și al nostru era original. Așa, și lui șeful ăsta nu dă vine acum ce o să-i arătă, mă? Ce-a târnă? Lăsa șeful, că le recuperăm noi până vine. Intră! S-a trăit și... Română, dați-mi voie să mă prezint. Eu sunt... Un alt obsedat care vorbește cu decolteul meu. Mă scuzați. Numele meu este Aurică Coasti și m-a trimis aici la București domnul Chestor tocmai de la... Știm pentru ce vă așteptam să trăiți. Haideți, poftiți, poftiți, poftiți! Aici va fi biroul dumneavoastră. Unde aici? Aici, da. Asta o să fie biroul meu. Ne pare rău, dar secția nu dispune de un birou doar pentru dumneavoastră. Dar o să facem eforturi să vă creăm unul, nu mă? Da, da, să trăiți! Să trăiți! Și permiteți să vă predau cheile de la sala de armament. De acum încolo, dumneavoastră o să o deschideți. Bă, dar sunteți grozavi! Adică, și... adică chiar m-ați băgat direct în pâine, adică sigur să... că da. Și dați-mi voie să vă prezint tot colectivul. Agent Afrodita Marcu. Încântată! O secundă, vă rog, dați-mi. Să știți că îmi cer scuze că am vorbit așa cu dumneavoastră, nu, dar... Nu, nimic, stai liniștită, m-am și uitat. Adică vreau să spun că am și uitat și... Da. Permiteți-mi deci... să mă retrag. Așa le zice la tot șeful, nu vă uitați în gura ei. Păi și să te uiți mai în gura ei când uite-te și tu ce are acolo mai jos de gură, adică... Mi-ai zis și șeful? Cum altul fel, nu dumneavoastră sunteți... normal că dânsul e. Și dați-mi voie, așa de bun venit o tabacheră de țigări, un cadou, și să mă prezint, comisar șef Poponeț. Eu nu fumez, dar dacă așa este obiceiul pe aici, mă apuc, na, ce să facem? Auzi, dar o brichetă ai? Nu este obiceiul aici, breș, șeful. Nu mai bine bei, Marta, un vinișor dintre ăsta, curatul de țară, un medicament. E, și dați-mi voi să vă prezint, agent Chiorete Ilarie, post șef, servesc patria. Ei, să spui drept, nici cu băutura nu le-am, dar dacă trebuie, trebuie, na. Păi, dacă nu beți, nu fumați, nu nimic, înseamnă că sunteți un sfânt. Deci cel mai nimerit cadou ar fi o cărticică de rugăciuni. Cu dedicație din partea mea, comisar Matescu, adică eu. Oi, băieți, oi, dragi colegi, ca să vă spui așa, drept, să fiu, nici nu mă gândeam că o să fiu așa de frumos primit aici la București. Să nu-mi spui că și Matalia ai un cadou pentru mine, hai? Am.
Normal că am. Poftiți? Îi dați amuleta dumneavoastră norocoasă? Care norocoasă, mă, dacă am fost retrogradat? Să vă aducă noroc. Sau, mă rog, deja v-a adus, că ați fost trimis aici. Băi, dragi colegi, sunt așa de emoționat că nu știu... Ba da, știu. Am o nevoie pe care nu pot să o rezolv decât la veșeu. Îmi spui și mie, te rog, unde este la voi în curte veșeu? În curte? Da, în curte. La noi, la țară, așa e, în curte. Unde-i secția? La noi, în secție, e aici pe culoare, a doua pe dreapta. Da, pute așa aici la voi. Modernitate, modernitate, dau și lucrurile de la țară rostul și rânduiala lor. Așa că nu pot decât să vă spun și să vă rog să murați succes. Bă, dar nu pot să cred, nu pot să cred. Cum dracu avem noi noroc numai de șef de ăștia țărănoi? Dacă măi mă faci odată țărănoi, dacă nu te întâlni cu Vasilică, mare minune. O, disperatule, că persoanele de față se exclud. Băi, că-i țărănoi, e țărănoi, că-i de 10 ori mai prost decât Solomon. Băi, ai grijă că n-am văzut încă ordinul de schimbare. Persoanele de față se exclud, n-ai zis tu adineuri. Te faci că ai uitat? Făcători de copii de o slăbit de nemernic, n-ai nicio problemă. Că ți-aduc aminte după ce te prind. Făcători de copii? Stai. Cine te puși în cap tâmpenii astea că s-o fi că e însărcina ta? Zic că-l omor. Te faci că nu știi, hai? Tati, stai că te vreau, te doresc într-un mod deosebit. Hai să mergem undeva să facem sex animalii, că m-ai stârnit cu agresivitatea asta lui Matale, care îi șeful mă sacrifică să mă scapă. Sex animalii, vreau, dar nu acum, că am ceva de rezolvat, mările mele. Nu, că-mi putrezește. Ca problema, tu ține minte propunerea pe care mi-ai făcut-o, că te rezolvă, baba, după ce termin treaba cu nemernicul ăsta. Oprește, baba, fa ceva. Tati, stai brea cu că mai târziu nu mai sunt excitat. Nu, dacă ești excitat de la agresivitatea mea, nicio problemă că se rezolvă. Te bat până sub apa în cap, te excit din nou și rezolvăm treaba. Dar până atunci, du-te la prăvălie și adă niște energizante, că prevăd vreo 300 de ture până îl prind pe macaronarul ăsta. Du-te! Puteți? Iată-te-vă! Ia, pornește televizorul, bălosule, ia! Bă, da, ce televizor aveți? Așa-i, după vremea lui Postul. Ce vă zic eu să fiți atenți? Că fiindcă noi am făcut un parteneriat cu televiziunea, bre, cu emisiunea lui Pupă să Show. Adică noi îi spunem cam ce cazuri avem, el le dă pe post și avem șanse mai mari să le rezolvăm. Că fiindcă sună cetățeanul și ne dă indicii, ne ajută în muncă. Acum i-am dat un caz, bun, o să vedeți. Și eu am dat, și eu? Da, dar al meu este cu bani luați de la primar. Te-a mituit primarul, Chiorete? Cât ți-a dat? Hai să tiri, intrigantule, că te găsești, te draci. Uita șeful, fără pic de jenă, cum își bagiocorește un piept coleg. Asta este calomnie. Să pedepsește cu închisoare de la 1 la 3 ani. Nu e adevărat, aiurează. În primul rând că se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani și se dă cu suspendare. Și nu este calomnie. Da? Pentru că tu singur ai vorbit. E un fel de autodenunț și care se pedepsește... În funcție de infracțiunea recunoscută, între 3 luni și 6 ani. Da. Da, să nu fost mai prompt! Liniște! Hai, șeful! Ia fiți atenți, bre, că acum sigur zice de cazul al meu. Aflăm de la poliție și am o grămadă de dosare să vă prezint. Și iată primul dosar, prima bombă! Sunați-vă prietenii, sunați-vă dușmanii, sunați pe toată lumea să stea cu ochii pe Pupă să Show, pentru că veți afla, grație informațiilor furnizate de un brav polițist, agentul Chiorete Ilarie... Yes, Chiorete Ilarie! Yes, Tom! Yes! Despre mine e vorba, e dosarul meu cu primarele! Cum a reușit să fure primarul capitalei Vandame Cucu o sumă impresionantă din bugetul instituției? Iată dovada! Dosarele! Iată dovada! Dosarul primit chiar de la agentul Chiorete! Dar eu n-am... N-ai mamă, n-ai tată, oi, când e vorba de corupții! Bravo, colega! Așa vreau și eu să ajung intransigent...
urgent și incoruptibil. Am zis bine? E bine. Iată pe cine vreți să alegeți la Cotroceni, stimați telespectatori. Pe un hoț la drumul mare, dacă pot spune așa. Și pot, pentru că primăria este situată pe un mare bulevard. Ce vă vorbați bă așa la mine? Vedeți? Face afirmații nefondate, pentru că nu are nimic împotriva primarului. N-are nicio dovadă. Șeful, să știți că nu eu i-am zis lui Pupă să știu că primarele i-a furat banii. Jur, dar nici n-avea cum să fac treaba asta, căci că fiindcă la primărie a fost o simplă spargere. Păi ce primarii fură, se ișfu cu totul, să se chinuie cu greutatea, nu bre, îi asemnează numai un ordin de plată, o factură, ceva și o trimite către firmele lor căpușe. Păi ce să care e cu se ișfu, chiar ai tu să fii Pupă să a făcut-o numai pentru ca să-și crească la audiență. Și pentru care boală pe primarele Van Damme ca să-l denigreze. Și să-i distrugă imaginea care ne-ai distrus-o de fapt tu, nu? Da, asta a făcut. Trebuie să luați măsuri. Să luați măsuri. Dar tu ce mă puneți pe mine să fac eu treaba asta? Eu de-abia am venit, descurcați-vă singuri. Acum am treabă, vreau să mă duc la sala de armamenti și să văd ce pușcoacii aveți acolo. Mamă, ăsta-i de 100 de ori mai tântălău decât Solomon. Păi parcă ziceai că n-ai văzut încă destituirea. Persoanele de față se exclud, Poponețule, asta am stabilit deja. Mă, ăsta ne lasă să ne omorâm între noi pentru decizii. Eu îl omor pe Pupăză. E terminat, e distrus, e... știi ceva? Îl omor. Pupăză, sper că a fost o păcăleală de 1 aprilie, că altfel ești distrus, mă! Ai vrea tu și mai subțire cu amenințările, coruptule, că la justițiarul neamului recte eu nu ține cu chestii de-astea. Că am dovada scrisă de mâna lui Chiorete în față. Scrie foarte clar, furt la primărie, Van Damme! Păi, idiotule, tu ai citit, mă, măcar dosarul ăla? N-am nevoie, că e destul de clar verdictul lui. Care verdict, mă, că abia acum îl instrumentează? Pupăză, ar fi bine să probezi afirmațiile pe care le-ai făcut, că dacă nu, o să-mi plătești daune morale toată viața, mă! Da, ce-i bani? M-ai făcut să tremur, auzi? Stai liniștit că o să probez, că am dita mai dosarul în mână. Și nici măcar nu probez eu, probează Chiorete, că el e acuzatorul. Eu sunt doar o portavoce a dreptății, eu sunt justițiarul neamului, mă! Ce? Că e neamul nu știu cine. Ce faci nu aici, mă? Adăpostești șoce, numai tu? Dar ce sunt eu, mă? Ce sunt țâțele mele? Adăpost antiaerian? Marsești că vă omor! Afrodita, eu te-am apărat cu propriul meu corp. Ai văzut că suntem atacați? Băi, de ce căutai, mă? De ce ai venit tu? De ce, mă? De ce? De ce? Mi-a explodat o grenadă lacrimogenă drept în față! Suntem atacați cu lacrimogene! Nu, mă, nu! Am declanșat eu una din greșeală că n-am crezut cum s-a devorat aici la voi grenadele și treaba nu mi-a spus, mă, și mie că aveți pe bunii grenadele, să vă fie rușine! Oaților! Doamnelor și domnilor, am revenit deoarece se fac presiuni asupra noastră să mușamalizăm dosarul de la primărie. Dar, domnule, drumul să intru, că zita maior... Dă, mă, drumul, că te găsește, dracea, dracu să fii de marcat. Lasă că ies eu, dumneavoastră. Așa, mă, măgarule, îți face audiență cu știri false despre domn primar pe cârca mea? Da! Iată, dragi telespectatori, exact ce vă spuneam! Presiunile au ajuns chiar și în sânul poliției. Agentul care a făcut dezvăluirile despre primar nu și le mai asumă. Ce dezvăluiri, mă? Bă, Pupă, să tu ești puțin complet bolund? Da, să știți că este prea târziu să mai dea înapoi. Am aici dovada acuzațiilor scrise chiar de dânsul. E scrisul tău, mă, aici sau nu e? Este. Aha! Deci cine l-a incriminat pe primar? Aud! Nimenea, mă, că în dosar nu scrie nicăria că primarele a furat banii.
doar că s-a dat o spargere de tip hold-up la trezorăria primăriei. Spargere pe care, evident, n-avea cum să o dea primarul. Că el, dacă vrea să fure, o face legal, bă! Își trage niște bani pe firmele lui căpușe. Pupă, să, eu am senzația că tu nici măcar nu te-ai uitat pe dosarul ăsta. Hai, mă, tu-ți faci emisiuni fără să te documentezi? Aaa, cum să nu citesc? Am citit, m-am documentat. Minte, dragi telespectatori! Păi dacă l-ai citit, n-ai văzut, bă, că e un simplu jaf și primarele n-are niciun amestec? Nu, normal că am văzut. Și atunci, de ce ai zis, ce ai zis, mă? Pupăză, sper că a fost o păcăleală de 1 aprilie, că altfel ești distrus, mă! Stimați telespectatori, ați urmărit în direct și sunt convins că și în reluare o păcăleală de 1 aprilie! Normal că primarul Van Damme nu a furat nimic. Doar n-ați crezut așa ceva, nu? Iar dacă ați crezut, înseamnă că a fost un furt reușit. Asta, o falsă reușită. Adică o farsă reușită. Să-i mulțumim așadar domnului subcomisar Chioretă Ilarie, complicele nostru în această farsă de 1 aprilie. Vă mulțumim! Publicitate! Bravo! Ha! Stilu șarpe! Unde trebuie cu doi aici? Ce faceți, mă? Tanti, ce-ai vrei cu el? Îți știi după ce-l omor. Și dădești la o parte să nu te lovești. Că dacă pierzi sarcina, te omori și pe tine. Sarcina? Vrei ce bine, Mărlane? Dragă, eu nu știu nimic, eu am fost pe sucuri. Alo, mămica, sunt la București. Alo, alo. Atențiune, drept. Șeful, dumneavoastră trebuie să dați drepți când vine domnul Chestor. Drepți! Drepți! Șeful? Ce v-a spus, șef? De cum a intrat pe ușă domn Chestor și suntem foarte, foarte mândri. De prostia voastră. Sau poate chiar ar trebui să-l pun șef. Păi nu ne... șef? Nu, dumneavoastră... Ni l-ați trimis aici ca șef? Nu, mă, tântălăilor! L-am trimis aici ca să învețe ceva meserie. Pentru că la ei, acolo, la țară, n-au nici dotările și nici cazuistica voastră. O să stai aici o lună, o două, vorba aia, în schimb de experiență. Ha, asta înseamnă că tot eu sunt șef? Dacă nu mă răzgândesc și îl pun tot pe el, mă suc cu voi. Da, dar nu l-am pus de adevăratele a șefului. Era o, era o păcăleală de 1 aprilie. Să-l vedem cum reacționează. Da? Nu, mă? Da, exact. Au zis că da. Așa, mă, țărănoiule, deși vedeai șef, a? Auzi, că e tot rudă cu... Mă scuzați, am greșit partea. Așa, mă, țărănoiule, credeai că o să fii șef, a? Ți-am zis, dacă mai ești o dată țărănui, îți dau dracu zulufie aia. Ce faceți, bă, aici? Glume de 1 aprilie, șeful. Continuam spiritul zilei. Da? Adică faceți glume în timpul serviciului. Da. Bravo. Ia să vă tai eu la toți jumătate de salariu. La toți? Da, nu. Ție nu, Chiorete. Vă zărăz, mă! Ție stai 3/4 de salariu. Ce? Pentru că ai pus poliția în situație jenantă față de primar, la televiziune. Ce, nu mai primiți? Hai, mă, că nu vă tăi la nimeni nimeni. A fost o păcăleală de 2 aprilie. Pe ce? Nu mai voi să o faceți? Vai, doi, Chestor, ce talent! Trebuia să vă faceți actris! Nu, ce să... Erați Belmondo, vă spun! Pentru că vă chiar am crezut că... Păi tu chiar să crezi, Chiorete, că la tine nu-i valabilă păcăleală. Tu rămâi cu 3/4 de leafă tăiată. Pentru că ai dat un... dosar în soluționare presei. Ha. Salut! Închide gura! Treți! Și zi așa, măi, obsedatule! Te uitai în țâțele mele, hă? Păi să se mai întâmple odată că de nu scot ochii!
Și ia, ia stai. Unde l-ai pus? Astea se confiscă. Pentru că aici nu se fumează. Nici nu se bea, băi. Stai, bre, n-ai zis că e aliment. Păi... Nu mai e, bă, mai cumpără și singur parizer. Dumnezeule, uite cât ai băut. Ia uite la el. Bei, fumezi, te uiți după femei. Cărticică de rugăciuni îți mai lipsea. Stricatule! Scuze. Dar sunt chiar șef. Mi s-a întors norocul. Ia vino tu aici. Ia vezi tu că e un birou liber pe hol. Nu prima, a doua la dreapta. Ia mergi și tu acolo. Păi, dar acolo nu este WC-ul? Exact! Și? Păi ce credeai, macaronare, că nu te prind? Adică dacă eu șmap, adică dacă sunt în vârstă, n-am condiție fizică? De 3 luni de zile alerg în jurul blocului ca să mă antrenez. Că știam că o să se ajungă aici. Ia, furisit! Stai, bre! Ia de aici! Acum crezi că nu sunt însărcinată? Ce mă naibie! Teste sarcină! Cine a zis, tati, prostia asta? Că s-o fi că e însărcinată! Iete din zepelinul ăsta! Așa, mă? Dar nu i-am zis ei, i-am zis lui Gogoașe, tocmai ca să nu spună dacă află. Și ea ne-a surprins, ca o surprizătoare, ce e? Dar când ți-am zis eu că sunt însărcinată? Păi nu mie, de ai zis lui Teo, nu ai zis că ai făcut burtică și că ți-e tărșală să ne afle scalțoare? Era păcăleală de 1 aprilie, idiotule, cum să fac eu burtică? Am eu burtică? Ia zi! Pot să mă uit, tanti? La burtă, da, sub burtă, nu! Nu, amore, n-ai burtă deloc, dar chiar dacă aveai, mie îmi plac femeile un pic mai plinuțe. Eu își, așa? Bre, lasă, n-ai fi pus aia jos pe agregat, că mă tai iubițelul tău! Da, că uitasem că mi-a făcut niște propuneri. Ia, voi doi, că n-ar pute ca că-mi trebuie cu bărlănelul, hai! Ia, frate! Cum suna propunerea ta, mărlănele? Ia mai zi o dată. Hai, bre, doar n-ai luat-o în serios, că era 1 aprilie. Uite-te pe calendar pe anticoncepționale, să vezi dacă... Lasă că nu mai am nevoie de calendar, că la vârsta mea e exclus să mai rămână însărcinată. Ah, stai, bre, Crezi? La masă, au să întoarce mâncarea. Ah! Yeah! Yeah! Dar am spus pe post că a fost o glumă de 1 aprilie. De ce mă mai dai în judecată? Ca să se mai amuze și magistrații, mă pupăză. Că la ce muncă stresantă au, le mai descrățim frunțile un pic. Ok, ok. Zi ce vrei ca să-ți retragi plângerea. Vreau banii pe care mi-au furat aia din caserie, ca să acopăr gaura. Bine! Atunci ne vedem la sala de judecată. Că măcar acolo mă mai vede lumea și-mi fac campanii. Na! Ce bun! Ăsta nici măcar citațiile nu și le citește. M-ai dat în judecată la Strasburg? Păi tu știi cât costă avionul până acolo? E terminat. E distrus. E... Poți să mănânci în liniște, te rog frumos, că trebuie să dau un telefon. Acum mi-e bine. Gata, mă, lăsați-o să mănânce, hai. Măi, Afrodita, eu am vrut să te apăr cu propriul meu porc. Măi, Afrodita, eu am vrut să te apăr cu propriul meu porc. Thank you.
Alo? Să trăiți, domn Chestor! Permite să raportez. Numărul dosarelor rezolvate în secția noastră a depășit 1. Solomone, tași și ascultă că mă lasă bateria. Fii atent că îți trimite un băiat destoinic. Vezi că e rudă cu domnul ministru. Îi predai tot. Tot ce trebuie ca să învețe meserie. Alo? Alo? Baterie idiotă. Alo? Da, să trăiți. Vezi că el o să fie nou șef. Piatra neaptă în locul lui Șoric. Alo? Bă, ai înțeles? Alo? Mă, m-ai auzit? V-am auzit, să trăiți. Și șeful? Ați avut dreptate. M-a schimbat. Cu cine? Atențiune, drept! Șeful, dumneavoastră trebuie să dați drept când vine domnul Chestor. Drept! Drept! Șeful? Ce v-a spus, șef? De cum a intrat pe ușă, domn Chestor. Și suntem foarte, foarte mândri. De prostia voastră. Sau poate chiar ar trebui să-l pun șef. Păi nu ne... șef? Nu dumneavoastră ni l-ați trimis aici ca șef? Nu, mă, tântălăilor. L-am trimis aici ca să învețe ceva meserie. Pentru că la ei, acolo, la țară, n-au nici dotările și nici cazuistica voastră. O să stai aici o lună, o două, vorba aia, în schimb de experiență. Bă, ce dracu putea-și... Ce s-a întâmplat, Afrodita? Ce s-a întâmplat? Sunteți chiar, nu vedeți? Oh. Ce s-a întâmplat? Ce e, mă, putoarea asta? E Afrodita, șeful, nu mai recunoaște? Ia dracu de casă, câte te trebuie! Afrodita, dă-mi voie, te rog. Șeful, măgarul ăsta peizan! Pe cine faci tu peizan, Cojac? Nu pe tine, peizanule! Pe măgarul ăsta! Uitați ce-a făcut aici! Ne-am puțit birou! Da, văd! Adică... simt! Bă, tu ești inconștient? Păi aici se mănâncă de-astea? Dacă intra putoarea în blăniță lui Mozart, îl speli tu? Da, să trăiți! Dacă e nevoie, îl spăl! Cum e responsabilule? Că e mecanic și nu o să mai cânte! Iar ăla de pe perete e fototapet și o să cadă pe jos! Si, dați-mi voie, șeful! Ăsta nu e cel mai grav aspect! Cum nu e grav, inconștientule? Că dacă cade și își rupe un picioruș, știi ce se întâmplă cu ponei care își rup piciorușe? Se împușcă? Mă, tu vrei să-mi împuși ponei? Bestie fără suflet! Șef, vă rog frumos, nu toai, că vă faceți de râs la ăsta. Și eu vreau să vă mai spun, pe lângă tragedia pe care era să o provoace cu iubitul nostru ponei, tâmpitul ăsta este un pervers care a hărțuit-o pe Afrodita noastră. Așa, mă, măgarule, nici n-ai venit bine în secție și te dai la femeia noastră? Tu n-ai auzit de rând? Care, mă, femeia voastră? În sensul de colegă, am vrut să zic, Afrodita, îți luam apărare. Și eu îți luam apărare, bă, chiar. Eu o să fac și ceva în sensul ăsta. Șeful, îmi dați voie să... Da, fără putoare! Dar ce, băi, ea singură nu poate să plece pe picioarele dacii? Unde te găsește, dracii, paramă, băi, stai, nu eu! Stai, că eu mă referam la țărănoi! La cine că te găsești? Nu la tine, la țărănoiul ăsta!
Păi să-i facă confuzie. Ha? Bă! Îl dau afară, mă! Păi, ce? Cum e stat? Ha? Ha? Da, acasă, acasă aici. Au. Fii atent. Iei tu astea frumos. Aha. Și vezi că e o masă. Unde? La WC-ul. Așa. Și să ții minte, să te înveți. Data viitoare stai la rând și să respecti lista, ai înțeles? Ieși! Așa. S-a făcut listă la WC-ul? Nu, șeful, la WC-ul, la Afrodita. Încetați-mă că n-am nicio listă. Corect, bă, că în branșa e așa merge, bă, că primul venit e primul servit de... Dracul tău, morfăr, că mă ce-am referință nu la centură! Încetați, Aci, lasă-mă să vorbesc! Bă, ce-am referință la ghișeu, că lucrez cu cetățeanul! Bă, ăsta nebună, bre, sunt de la colegii de servici! Încetați, mă, n-am fost un pic cam dur cu el, că e totuși e ruda lui... Nu, șeful, dă-l în măsa! Nu vedeți că ne-am puțit biroul cu... Așa e, dă-l în măsa! Păi ce ăștia trage ponoasele cu el, bre? Ma tale, dacă ăsta, Costiță ăsta, să-mi plânge la... Cine trage ponoasele? Costiță! Costiță! Stai, mă, că am glumit! Poți să mănânci în camera de anchetă! Ordinarul naibii, te rog frumos, dacă se mai ia de tine, să vii să-mi spui că-l termin! Și mie, Afrodita, că-l termin și eu! Da, să-mi spui și mie, să vezi tu cum mă termin eu! Dar râs! Doamna Costiță! La seamă, te promite! Mai plac în tine! Dă-te, mă, scoat-o din priză, mă, că-l omor! Vreți să scăpați de chelie? Nimic mai simplu. Luați 4 căței de usturoi, îi zdrobiți și vă frecați cu ei pe scalp. De unde ai eu scalp de ăsta? Adică pe pielea capului. Adică, știam, mă, dar vreau să te verific. Repetați procedura asta zilnic, timp de o lună, și veți observa diferența. Este atât de simplu. Simplu, pădreacu, dacă văd eu usturoi pisat, îl mănânc. De fapt, e bine că... Înseamnă că mă tratești pe interior și pe exterior. Încolțesc chelia din toate direcțiile. Ia să-i zic că ești un scalp, Tone, că dacă îl scap de chelie, o să deveni ca frații. De fapt, ce zic eu ca frații? O să fiu cam ăsta, când o să simtă că se naște a doua oară. Ia. Da! Trească Barosanu! Am zis de 100 de ore, Marlane, să nu te adresezi așa la mine, da? Că par gras! Ok, Barosane! Ăsta, băban, băștan, șef! Auzi, am o chestie tare pentru batale. De fapt, pentru amândoi, să știi că ne poate schimba viața. Nu mă interesează, nu fac nimic cu tine, că faci numai prostii. Stai liniștit că încerc eu prima oară șmecheria. E o afacere? Poate deveni și afacere, da. Hai să nu vorbim pe telefon, că cine știe, poate ne ascultă concurența. Hai, vorbim când ajungeți aceea. Sofico! Ce e, mă? Tu du-te până la piață, ia și mie 10 kg de usturoi. Nu-ți mai ajunge cât mănânci? Vrei să faci și baie în mușdei, nebunule? Fac un tratament cosmetic de creșterea părului, să vezi dacă nu o să devin eu pletos. Tu pletos? Te duci să dai examen la Clovia? Nu te râde, că o să facă tratamentul scalțone. La tine merge, Mâtlane, că șunca cere usturoi. Că tu ești rustic, dar el e macho-man. Și un macho-man trebuie să miroase a parfumuri scumpe. Și în plus, nu-l las eu. Că amore mio nu poate să pută. Ce fraier ești. Păi, danful de usturoi ține pretendente la distanță, făi. Dar și pe mine, deci nu, mersi. Aha, când o să mă vezi în prag cu pletele în vânt, o să-ți doresc să fie și el ca mine. Wow, cu pletele în vânt și călare pe un cal alb. Păi, cal n-am zis să-mi iau și cal? Da, eu numai că nu m-am dat la ea, eu am vrut numai așa să... Costiță, n-are mă nimica dacă te-ai dat la trânsa. Ba chiar ai făcut foarte bine, că ea te place, bă. Mă place? Bine, și atunci, de ce a zgherat la mine când m-a văzut? A zgherat, Da. Deci ce tată cerea! Bă, tu n-ai văzut femeile în filme cum ale dracu face tumbe? Îl futură limba, scoate ochii de excitație, fiecare în fel și chip.
Dacă nu vei la fătălăie, păi e să repă tine, mă! Credeți treaba asta? Da! Așa, așa făcea și cu mine! Adică Matali și cu ea vreți să cam cu... Normali și mă! Mm. Bine, n-a fost numai cu mine, dar a fost cu toată secția! Păi de ce zi, mă, să dai zor, să te înfingi, să nu te lași pradă de zădejdei, să te arunci către trânsa, că trânsa te primește, e suflet mare, spun. Așa, așa, așa. Du-te, mă, nu te lăsa, că doar nu e viitor mai prost om după suprafața pământului. Deci eu mă duc, dar dacă se întâmplă să fie cel mai prost? Dacă... Păi dacă o să fii prostul proștilor... Atunci noi, colectivul, cu toții, fi la păr, așa, o să te susținem și o să te aplaudăm pentru curajul de la avut, să te dai la trânsa. Dar nu crezi eu că ai tu cum să fii prostul proștilor, mă. Ai și ochii ăștia frumoși, ai nasul, ai trupșor și în plus de toate, ea nu poate să te refuze pe tine, mă. Că ea nu poate să uite că tu ești venit aici din partea lui... Și dacă te refuză pe tine la niște chestii, îl refuză pe... Mă înțelegi? Aha, numai că eu nu știu cum să o iau. Ia-o, mă, pe de rând, ia-o pe toate părțile, că stă. Îi place al dracu. Eu nu știu cum să o iau, adică eu vreau să o cuceresc. Înțelegi, Matali? Eu nu am experiență, că la noi la țară doar cu gâștile pe... Lasă-mă, nu-ți face tu grijă, că dai băiatul acima. Lasă că... Îți arăt eu, mă, cum trebuie să procedezi. Dar puțin mai târziu, că acum am de luat un interogatoriu. Hai. Vă mulțumesc tare mult și frumos. Stai că mă dai dreacul cu mirosul ăsta de ceapă și usturoi. Ei. Și pierd firul gândirii. Uite ce trebuie să te explic. Atunci să trăiți? Și o Costiță? Ah, cartea ta de vizită. Bravo, mă, Costiță. Ce, mârlane, ai visat că ți-a crescut prea mult păr și te-ai transformat în maimuță? Eram cum, ironicu. Corect, că ești deja. Ah, gata, știu. Erai făt frumos, pletos, călare pe un cal alb și brusc a început să te călărească calul pe tine. E îndivitit că călărească calul. Păi ce ai făcut? Numai atât ai luat? Păi asta e tot ce am găsit la piață. Păi mie nu merge făică, am capul mare. Și degeaba. Păi du-te aia și unde ăla de... Nu. Păi și eu cu ce-l strivesc să-l... Cu capul ăla mare. Băi, nebun, simt cum crește. Îl dau pe spate pe scalțoare. Dar ce miroase, frate, aici? A condamnare, Pompilică. A condamnare. Nu ai nicio dovadă. Pompilică, nu fii prost, că țara geme de idioți. Recunoaște-ți fapta și îți dau circumstanțe atenuante. Și scap cu jumate din pedepsă, bă. Doi șef, tu crezi că s-a întâlnit hoțul cu prostul? Bă, porcule, păi tu mă faci pe mine prost în exercițiu funcțiunii că te găsește, dracii! La mine mă referam. Matale, ești hoțul care vrea să mă prostească, șefule. Dar las o baltă că nu scoți o vorbă de la mine. Pompilică, dar nici nu trebuie să spui tu, bă, un cuvânt pe gura aia ta. Eu spun întrebările și tu răspunzi cu da, ba. E bine? Ați terminat? Nu-ți! Vreți să vă ajut o lecuțică ca să terminați mai repede? Tu, să mă ajuns pe minimă. Mai bine șezi aici, scoate un carnetel dintre ăla de notițe și ia-ți notițe, mă, să vezi ce însemnează să faci o anchetă profesionistă condusă de un profesionist. Recte eu! Totul începe printr-o
într-o respirație de concentrare, așa și de eliberare nervoasă. Exact. Că dacă e sub influența nervilor, riști să calci în picioare anchetatul și să intri la Zohaus, bă! Că am intrat în uie, intri în belele mari. Mamă, de la asta era putoarea. Scoate-l, băi, nene, de aici, că muri sufocat. Eronat, Pompilică, tu o să mor sufocat. Căci că fiindcă eu mă duc să mă împlimb, te las numai cu trânsul. Nu, vă rog, fac orice. Îmi spui chiar și cine ți-a dat marfa? Nu. Nu? Costiță? Respirație. Exercițiu. Ok, spun tot ce vreți. Nu mai scoateți bomba chimică. Scoateți instalația de gazare de aici. Opa, ai văzut, mă, Costișeră, cum se face? E ok, aici a crescut. Ați simt cum îmi intră în ochi. Mamă. M-am zis eu că îl dau pe spate. Bă, ce-ai făcut aici? Am testat afacerea după cum ți-am promis. Și după părerea mea, cred că o să dăm lovitura. Hai să zic care-i șmecheria. Lasă, lasă, că m-am dat seama după miros. Vrei să facem contrabandă cu usturoi? Genială ideea. Da? Adică, da, da, normal. Dar trebuie să începem încet, încet. Facem comandă numai un tir. Dacă nu deranjești pe nimeni, intrăm în filiera și facem comandă cu vaporul. Super ideea, Ferdi! Ia să-ți dau o prima. Facem cu Brau, Ferdi! Ceau! Doamne! O să fiu și bogat și pletos! Dar... dar de unde iau tir? Tirul ca tirul. Dar cine dă usturoi să-l umplu? Iată, mi s-a încurcat mâinile în păr. E inadmisibil, șeful. Ăsta deja a împuțit toată secția. Eu vă spun, dacă nu scăpăm de el cât mai repede, o să rămâneți fără ponei. Deci am avut dreptate că poate să moară. Normal, șeful, dar l-a figurat că se scorojesc pereții de la damful ăla. Și odată cu ei o să cadă și sufletul ăsta neprihănit. Și cum să scap, mă, de ăla? Că e ruda lui... Spune-mi că și-a încheiat stagiul de pregătire, că deja este foarte bun și că nu mai are ce să învețe. Băi, dacă vă zic ce a făcut țăranul, paralizați! Știm, am puțit toată secția. Da, dar cu putoarea aia lui a scos untul din Pompilică. Ce, mă? Cum? Exact, bă. Acum am priceput și eu de ce bagă în el, fără număr, ceapă și usturoi. Halește ceapă și usturoi neștire, bă, și când aruncă Danfu la anchetat, ăla de frică mărturisește tot numai să scape de Danfu. Nu că e genial, asta este o metodă de asta non-violentă. Și iată-l pe eroul nostru. Cine eu? Ha, mă, nu aș fi așa modez, mă. Că dacă nu erai tu cu mine la încheta acolo, cine știe cât dura până scoteam ceva de la Pompilică. Ia, arată-le tu la colegii mei cum ai făcut tu la... Cu ce? La încheta, mă, cu... A, da. M-a învățat dragul nostru coleg Chiorieti. Am început cu respirații de concentrare și de eliberare nervoasă. Mai fac? Lasă-i, gata. Ce v-a zis, șef, o armă biologică, Radi Iracu? Cine, eu am făcut asta? Nu, bă, sunt ăștia anemici. Păi, dar tu de ce nu leșin? Căci că fiindcă eu-s de la țară, ați uitat? Păi eu sunt obișnuit cu ceapa și cu usturoiul. Măcar atât avantaj să am și-o pe la oraș. Mă duc să-l anunț pe Don Chestor. Da, ce ți-a crescut părul, mârlane? Crescuse ironic, dar mi-a căzut pe sistem nervos. Mi-a cerut scalțone să-i fac rost de un tir plin cu usturoi. Un tir? Dar cât păr vrea să-i crească, frate? A nebunit de tot? Păi nu, că nu pentru păr mi-a cerut. Mi-a zis să fac rost că vrea să ne băgăm în afaceri, să-l vindem. Ah, ok, așa da. Eu și-a dat pe dracu, că de unde să iau eu un tir de usturoi când în piața mea găsești 4-5 kg? Că tu ziceai. De la țară, mârlane, direct de la producători. Auzi, ea vorbește.
vorbește tu cu mătușica să se ducă să-ți caute pe la vecinele ei. Fai, știi că nu ești proastă. Vezi? O idee excelentă. Cum să-ți mulțumesc? Stând pe loc, mârlane. Auzi? Da, te rog mult. Să nu-i spui lui mătușica că usturoiul ăla e pentru putic. O să creadă că ne-am înțeles. O trimitem la țară să-mi fac eu de cap cu el. Hai! Doamne, dă să-mi țină și să scap de ea. Să trăiți, domn Chestor. Solomon sunt. Ia zi, Solomone, ce e? Șefu, băiatul ăla de la dumneavoastră e trăsnet. Știam eu, mă, că nu degeaba ți l-am dat. A descoperit o metodă non-violentă de interogatoriu de a da pe toți pe spate. La propriu, domn Chestor. Ce metodă, bă? A, aia cu usturoiul și cu ceapa. O știți? Păi normal, mă, Solomone, că de-aia sunt Ida mai Chestorul și voi niște polițiști de secție. Păi soacră mea mă anchetează așa de vreo 30 de ani. Dar las că o să vin eu acolo, o să văd cum o puneți în practică. Apropo, avem informații că traficanții de usturoi se pregătesc să introducă în țară un mare transport. Cu ce? Cu tirurile! Nu, cu ce e transportul? Solomoane, nu fi mai idiot decât ești, că s-ar putea să-mi aduc aminte că l-ai pus pe coastă, șef, în locul tău. Dacă tot v-ați specializat în usturoi, mai dă-i doi oameni lucoasă și trimite-l să ia urma traficanților. Bă, ai înțeles? Da, să trăiți! Hai la treabă! Dar la ce trebuie mârlelele atâta purcoi de usturoi? Pentru un tratament antic, trebuie să mă frec? Să te freci, îi zis! Să mă... frec usturoi pe cap! Vreau, că mirosul de usturoi mă stârnește toată, că e afrodisiac! Stai, bre, că mă dau ca să fiu sexy! Stai-o de acolo! Mă dau că-s bolnav, am o boală! Aoleu! Da, am o boală incurabilă! Să știți că e incurabilă, e chiar mortală! Și trebuie să mă frec usturoi de oră, oră, zi, îmi faci rost! Hai, bre, puzlași, mă tale freblecea să moară de boală așa tânăr! Moare! Păi dacă murea, să o facem mai repede, să mai avem în viață! Și crăpșit tu fericit! Hai! Stai, prălocuri, că-mi stai, strat! Adu usturoiul, că sărbătorii după aia te fac formă fericită! Și dacă nu scapi? Nu vrei să o facem acum, că ce e în mâna nu-i pe gard? Nu e, că dacă depun efort acum, mor mai repede și n-apuc să verific remediu. Păi ce vrei, să dăm cu piciorul la o afacere de milioane de euro? Ce? Ce afacere? Asta cu usturoi, că dacă-i bun tratamentul, vine rețeta și ajunge milionari. Milionari? Ai, ce mă stârnește cuvântul ăsta. Bine, mă duc să văd cât usturoi obțin de la babele mele. Dar vezi că astea vor bani înainte, ca la curve. Păi normal, că cine se aseamănă să adună. Ai zis ceva? Bă, bre, cine seamănă, adună, ce seamănă usturoi, adună bani. Milionare. Gata, barosane. Ăsta, baban, bulon, ăsta, boss. Transportul e ca și rezolvat. Numai că trebuie să dăm bănuți înainte. Cum adică să dăm bănuți înainte? Cine a zis-o? Tanti Frosta, că e combinația ei. Dar vezi că nu trebuie să afli că usturoi pentru tine. Dar tu cred că ești idiot. De data asta nu, că dacă ne află, ne omoară pe amândoi. Da, și află sigur că furnizorul îi zice că noi vrem să-i suflem afacere. Anulezi imediat comanda și dăm banii înapoi pe care te-am dat. Da, de ce? E amenda pentru prostie. Ia-i pe toți, bă. Așa, pe toți am zis. Păi, și eu ce am. Ce-i șeful? Ordin de la domn Chestor. Faci echipă cu el și porniți în căutarea traficanților de usturoi. Wow, usturoi și îmi place, mișto. Dar cu altcineva nu se poate? Nu, că el este expertul în usturoi. El miroase de la o poștă. Sau miroase el de la o poștă. Auzi, Afrodita, ia nu mai faci da. Și tu bine buna, că știu că și tu mă placi pe mine. Ce, mă? A, lasă că știu eu dacă nu intra oia atunci, a sărei pe mine de excitată și erai. Dar nu nimic, ați dau ocazia acum. Băi, Costiță, stai deoparte. Te vreau, te vreau. Ce faci, mă? Se dă la mine, șchior, ai zis că dacă odată mai faci asta, îl te
ajutoare! Afrodite, nu mai faci și pis sfânta, că știu că ai făcut-o cu toții aici așa în secții. Așa că... Știi? De unde? Nemernicu! Chiorete! M-a schimbat? De ce ai zis, nemernicule, că am făcut-o cu toată secția? De ce mai simt până acum, nenorocitule? Stai! Bine, atunci voi vedeți-vă de treaba acolo, că eu mă descurc singur în misiune și pe aibă. Nu uita, când mă întorc, continuăm edila. Doamne, mâlelile! Am vorbit la țară! Hai, dă pălește să aduc usturoiul! Păi... Nu mai-mi trebuie. Cum nu-și mai trebuie? Păi, bădești, nu cigași? Nu, tati, dar nu mai întrebe, că nu mai... Să m-am vindecat miraculos și de-aia nu mai întrebe. Mâlelele! Eu nu la boală mă refeream că o să te omoare, ci la mine! Eu o să te omoar! Că m-ai făcut degeaba să comand usturoiul! Tantălăule, dacă te-ai impresia că eu mă fac de baz pe uliță pentru niște amărâte de funii de usturoi, te înșel amarnic! Dă banii să-l aduc și după aia faci ce vrei cu el! În zi, îl mărânt și nu mă interesează! N-am vrei bani, n-am! Banii aveam că mi dădea scalzone, na? Deci macaronarul își bate joc de mine! Și tu l-aș juz, eh? Te omor! Nu te aprecă-ți bun! M-a pus a găsit. Calma tale, Sula. Da, stai pe loc! Că dacă fugi, te bat dublu. Nu cu tine vorbeam, păi zic, care-i treaba? Ce, Sofica, unde ești? La secție? De ce? Stai acolo, că vin imediat. Capsomania. Mersi, doamne. Și să nu care cumva să-ți dea până glevează să pleci și să nu te găsești când mă întorc de la secție, că te bat triplu! Asta-i de trei ori? Chiamă-l pe Fiorete, că-ți spune el cine sunt. Nu pot să-l chem pentru că este prins într-o discuție mai aprinsă. Atunci pe Afrodita. Afrodita este cu Chiorete. Atunci pe Matescu sau pe Popuneț, că mă cunosc toți. Ah, deci ești clienta secției noastre. Nu sunt mai nicio clientă, sunt prietena lor. Matescu! Popuneț! Rezistă, Afrodita, că veni! Ia uite, Sofia! Vezi, mă, că mă cunosc? Spuneți-i voi lui idiotul ăsta că nu sunt nicio traficantă de usturoi. Ba da, ba da, este pentru că pute de la o poștă. Păi normal că pute de la o poștă, că idiotul de șeful meu s-a dat cu usturoi în cap ca să-i crească părul și am puțit-o birou. Adică mușdeiul de usturoi face să crească părul? Ia dezvoltă chestia asta, ia plecă mă de aici, că preluăm noi acum. E, dacă nu mărturisești cumva, să mă chemați pe mine că răzălui băiatul, da? Hai, zileți-te-a lui Mărleanu. Habar n-am, Mărleanu știe combinații. Nu știu, dar... Bă, voi știți, cretin, dar binele, mă! Ne-ați arestat bubuțelul pentru trafic de usturoi, bă, tantălăilor! Are fartuca asta față de infractare că vă prăfăi! Nu ne-a asta, tanti, și ne-am arestat-o noi. Dar cine, mă? Hai, trimite-mi lui imediat, E ce faci, cine-te-a arestat? Un tantălău, tanti. Iete, ăsta. Am înțeles că aici se află oarește elemente recalcitrante care trebuie puse la punct. Eu sunt recalcitranta. Eu sunt infractoarea. Nu asta mică. Ei, stai afară, că domnul trebuie să mă încheteze. Hai mai repede. Hai. Ești care mai rău putea fi. Sărâna, tanti, pa! Pedepsește-mă, intransigent! Stai, bre, așa că nu așa să pedepsești! Bre, dacă îți dau cu arma biologică... E cât o armă! O vreau! Afrodisiac! Usturoi, afrodisiac, te vreau! Aoleu, șumatale, ești imună! Sunt ce vrei tu, puiuleci! Mătoșică, stai, oleacă, că nu e el să face... Mătoșică? Na, mătoșică, bine, nu se vede că... Ui, fiolea la lușafta? Stai, bre, oleacă, vine! Nu coace, măi, că nu mă interesează! Aaaa! Păi ce-ai făcut, mă? Vreau să-i spuneți lui domnul Chestor că eu am terminat cu stajul la București. Gata, mă întorc la mine la țară, acolo e liniște totală, nu mai îmi trebuie. Să fiți bine! Gata!
ce vorbești, mă? Adică am scăpat de țara noi și de putoarea lui. Victorie! Unde ce le dai eu? A plecat înapoi pe tarla. Nici nu știm cum să vă mulțumim, tătișor. Știu eu. Mergeți acum cu mine în camera de anchetă. Nu. Viața mea! Trece vești toți, băi! Nu e aici, nu? Cine? Țărănoiu! Chiorete? Nu, celălalt, neamul usturoi. A, păi ăla nu mai e în secție. A fugit la el la țară. Ați reușit să-l goniți? Noi? Noi, da. Ne-am luptat cu el, cu damful lui, ca niște eroi. E, pentru asta meritați cât un pupic. Vrem. Păi cum? 2 secunde să mă conving eu că nu e vrăjeală. Da, te întorci. Te-așteptăm. Vrei și guma? Da. Mamă, ce tare. Ia una. Cum miros? Ia, luați și mâncați repede. Că vine Don Chestor și dacă a plecat țărănușul, nu mai am cu cine să mă exemplific noua metodă de anchetă. Dar nu puteți cu Chiorete? Că el e chiar țăran, n-are nicio problemă. Nu poate mesteca, că i-a umflat Afrodita, bot. Poponețule, sigur o să ai nevoie de gumă. Stai pe loc, scalțone, că și cu tine am ceva treabă, trece coace. Iertare, doamnă! Ah. Apelez la bunătatea ta și-ți promit că nu se mai întâmplă, doamnă! Gata cu linsoarea! Văzuiți, mărlane, cum se procedează? Dacă făceai și tu la fel, nu trebuia să te pedepsesc așa de tare! Că știi că greșeala recunoscută e pe jumătate iertată! Cum adică jumătate? M-am chinuit atât pentru jumătate de iertare? Da! Că trebuie să te pedepsești pe tine puțin de-l trece cu Stai pe loc! Că dacă pleci, te călărești dublu. Vezi? Treci! Și vreau să vă spun pe care... Pe care? Hai, căpăți! Ai, bine, poți să-ți lași matale sufletul de blețea. Sunt cu capul. Ăla de spatele tău să vină foarte căzapă. Cotoranță, mă! Adică nu, eu sunt cotoranță. Ca pure și ești, adică te tărnui. Ce voi primi, vorbești la pereți? Zip, lasă-mă iar din chiar! Ce-a prisit! Nu, mi-a luat bastonul! We'll be right back.
În cauza salariului penibil de mic, mi s-a dus dracu toată autoritatea din casă. Am ajuns de râsul curcilor, bre. Ce râdeți, mă? Vă simțiți curci? N-aș prea-aș crede că ăștia doi simțesc ceva. Aaa, păi așa ne-a făcut nesimțit, șef. Îmi dați voie să ripostez. Ia ripostează, mă, dar non-violent. Păi e normal, măi, Chiorete, să ajungi de râsul curcilor, pentru că le-a povestit găina pe care ai violat-o tu cât de viril ai fost. Dar atât de unii știi, mă, Poponețule. Ai nu care cumva erai tu vecinul de coteț? Măgaru? Gata, încetați cu batjocura la adresa animalelor. Că mă știți, că sunt zoofil. Dar despre ce vorbeam? Despre salariile penibil de mici pe care ni le dau ăștia. Păi mai ați un serviciu dacă nu te ajungi cu banii, că legea îți permite. Legea, da, dar nu-i permite pregătirea. Hai că te găsește, dracii. Am zis să încetați. Dar n-am mai făcut mișto de animale, șeful. Bă, voi în loc să vă ajutați, că trecem prin momente grele și... Ia dați voi o idee, unde s-ar putea angaja? La avicola. Băi... Ca să aibă grijă de animale șeful, să devină și el, ca dumneavoastră, un adevărat zoofil. Așa da, te bași, Chiorete? Let's. E, păi dacă nu, caută și tu la mica publicitate și lasă-ne în pace, fițosule. Să-i lai ochiul ăla pe palmă odată, bine, bine. Dar de ce să fii tu șeful în vilă, mă? Ca și ca fiindcă din zeci de motive. 1. Sunt obișnuit să fiu șef din secție, deci am școala șefii în sânge. Hai, lași. 2. Sunt cinstit, că mă obligă funcția. Aolo. Deci însemnează că o să iau și decizii juste în casă. 3. Am super leafă, deci vă domin financiar, dar nu vă vedeți. 4. Uite, a venit factura de gaze. Hai, scoateți banii. Eu mă duc până la baie, vă. Asta e lista de cumpărături, văd în pitul. Știu, bă, am făcut-o intenționat. Ca să-i retez discursul, că sigur se transforma într-unul de la paranoic de o oră. Chiorete, vină, mă, că te țărie telefonul, o fie de la gaze. Ai simțit, Borț Omega, și ia telefonul imediat. Dar de ce, mă, că n-a stabilit că ești tu șef aceea în vilă, că nu-s obligat să-i aduc telefonul. Păi să-mi aduci telefonul, bă, că sigur o să mă sune de la secție, bă! Să mă trimeață să prind vreun bandit! Dacă nu-mi aduci telefonul, o să o consider că ai favorizat infractorul! Și ia zici unde o să dor tu la noapte? Trebuia să sparg eu. Ai spart premiul lui Pupăza? Răspunde tu! Alo? Nu, nu, sunt un coleg de... Ce mă fac? De unde e altă porcărie de asta? Da, sigur, îi transmit. Să trăiți, la revedere. Aha, deci vrei să dormi la secție, porcomete? Am fost un accident. Felicitări, Chiorete. La telefon erau aia de la magazinul de televizoare. Mi-au zis să-ți transmit că postul de vânzător e al tău. Deci așa, doi șef, ai super leafă. De ce-ți mai cau servici? Nu, nu cad niciun cirvit, făinosule. Ăsta era un mesaj codificat de la Poliția Capitalii, bă, că urmează să particip la o misiune undercover. Trebuie să prindem niște hoți de televizoare. Dar să nu vă pună al cu coarne, să spuneți la Cariva că particip la acțiunea asta, că vă găsește dracii. Vă e clar? Vă zici, mă, noroc pe capul tău, mărlane? Ce bine că a răspuns, că altfel în seara asta dormeai la mititică, pentru favorizarea hoților. Bă, macar dorme? Acilea nu crezi că mai are vreo șansă să doarmă când o să vază Pupăză că i-a spart premiu? Cât de nemernic să fii să rănești o femeie! Mhm, ca tine. Dar este și vina voastră, fetelor, că vă uitați numai la ambalajul exterior. Ia. La pachetelele de mușchi
sau la grosimea buzunarului. Da. În loc să căutați adevăratele calități ale unui bărbat. Mm-hmm. Sensibilitate, educația, respectul. Există bărbați care le au chiar pe toate. Serios? Unde naiba există? Eu, de exemplu, n-aș putea să fac o femeie să sufere în viața mea. Dar îmi să o părăsesc. Mincinos ordinar! Nemernicu, mi-a stricat televizorul. E, lasă, că te pun eu la plată, Pinocchio. Of, of, of. Ce e pupăză? Ce să fie, mă? Iar am fost lider de audiență. Măi, așa de greu să ai succes? Lasă-mă, că poate data viitoare o să se uită mai mulți. Mărlane, a zis lider. Dar de fapt tu n-ai de unde să cunoști semnificația cuvântului lider. Bă, sunt și bun, trebuie să recunoașteți. Nu degeaba mi-au dat ăia premiu. Și anul ăsta o să mai iau unul, ca să-i țină de urât lui celălalt. Asta mă, dă-te mă, premiu! Unde mi-e premiu? Care premiu, mă? Ăla despre care vorbesc, idiotule! Scrumiera de la revista Scandal, pe care mi-au dat-o pentru audiență! O fi luat în Ciorete când s-a dus afară să fumeze. Ciorete nu fumează, idiotule! Atunci nu știu ce mă tot frești pe mine. Nu minți! Bă, dacă ați spart-o... N-am spart-o eu! Dar cine, mă? Nu știu, ce te uiți la mine? Ce, eu sunt fumător? Dar cine e, mă? Cine ești? Tu ești! Deci mătăluța ai spart-o și acum dai vina pe noi că îți deșecmănești de masă, de-i banii. Care bani, mă, Lane? Care bani, mă? Păi tu ai vreun bani, mă? Cârpă-mi fund ce ești! Bă, că nu, dacă beau whisky, nu-mi permite să beau ceai. Și în plus aia e neprețuită! E neprețuită, care valoare sentimentală! Te pomenești că ți-a luat o Betty, dacă zici care e valoare sentimentală. Că să te șiganezi, să te facă să știe că ții la ea. Dar nu mai țin la ea! La scrubieră, mă, referi tâmpitule. Dacă a luat-o ca să te atragă în cursă, să te aducă la ea în bârlog, în peșteră, în ce mama dracu de și ea de acolo. N-are cum! N-are cum că nici nu știe de ea! Ei, poftim! Vorbești de lup și lupul la telefon. Da. Ceau, păpăzel. Ți-a fost dor de mine? Mai întrebi? Dar cu ce ocazie am oroarea? Ăsta, pardon, onoarea. Te-am sunat să te chem până la mine. Că ai uitat ceva de valoare aici. Nu bani, disperatule. Ceva cu valoare sentimentală. Premiu. Îți dau și premiu dacă vii acum. Dar repede. Nemernica. O să-i pară rău. Cu ce m-a zis ea că l-a luat? Mă, prost să fii, noroc că ești, Mărlane. Cine? Măta. E deschis. Pupăzel. Dă-mi-l imediat. Hai răbdare, dragă, să văd pe unde l-am pus. Tu ia un loc. Uită-te la televizor până ți-l aduc, da? Dar de ce durează așa mult? Hai că dacă vrei, te ajut eu să-l cauți. Poate mai găsim și alte lucruri uitate. Nu e nevoie! Tu pornește televizorul! Ce fraieră! Ce faci, pupăză? Nu mai vrei să-ți recuperezi obiectul? Lasă, dragă, păstrează-l amintire de la mine. Pupăză, mi se pare mie, sau tu ai făcut vreun pocinoc pe aici? Și de-aia vrei să speli putina. Hai, zi ce ai făcut! Ai stricat televizorul! Ce vorbești, dragă, că nici nu l-am pornit? Auzi, dar tu nu mai cauți obiectul ăla? L-am găsit deja, poftim!
Adică ăsta e obiect cu valoare sentimentală? Da, pentru mine da. Că ești primul și singurul bărbat care și-a adus vreodată o periuță la mine. Păi atunci păstrează-o. Ce-ai făcut, pupăză? Eu? Tu! De ce te-ai ferit? Pentru că ai aruncat tare ca un sadic. Că mai nou ești în stare de orice. Nu pot să cred că mi-ai stricat televizorul. Mă, femeie, nu ți-am zis că nici nu l-am pornit? Cum n-ai zis să-l stric? Cu periuța din aur. Nu e izbit ecranul? Adică l-am stricat eu cu periuța. Ha! Exact! Că televizoarele astea sunt foarte sensibile. E de ajuns să-i atinge ecranul și se scurt circuitează tot. Ai, lasă-mă. Ai ajuns să te pricepi și la televizoare? Da. Ai, mă, betiternă, cu circul ăsta, că știu că ai inventat orice numai ca să mă ții aici. Pornește-l, dragă, să vezi că n-are nimic. Ce vorbești? Să bubuie la mine și după aia să zici că l-am stricat eu. Ia, pornește-l tu. Poftim. Exact cum bănuiam. Și vrei să scapi. Să nu te pun să-mi iei altul. Adică cum să-ți iau altul? Eu să-ți iau altul? Ah, ok, comodule. Hai, dă 20 de milioane că mă duc să-mi iau singură. Cât? Mă, asta n-a făcut nici măcar 3 milioane când era nou. Cum să stau? Hai să fim rezonabili. Ok, să fim rezonabili. Ori îmi dai banii, ori plătești în natură. Bine, în natură! În natură, adică prin sex, pupăză. Am înțeles, dragă, am înțeles, da, vreau. Glumești. Când e vorba de sume peste 500 de mii, nu glumesc niciodată. Hai, te aștept în dormitor. Aoleu, ăsta mă lasă fără televizor. Ce scrie, mă? Era dracului de porcărie. Bă, am înțeles că vile nu putem să ne luăm, că zice lumea că am furat limuzina, așezerea. Dar un televizor, mă, un televizor să n-am și eu? Până și sărăm toți au plasmă de 2 metri. Știu. Tocmai de-aia de mâine le tai subvențiile la căldură. Cine are plasmă, să alezi pe bot de subvenție. Să se încălzească la plasmă. Să-și pună pe ecran o imagine cu foc. Van Damme, nu schimba subiectul, că nu sărăntocii sunt problema. Mâine mă duc să iau televizor nou! Pot, nu? Poți, iubito, bineînțeles că poți. Numai să nu-l ieși tu pe cel mai mare, că dacă te fotografiază cineva, o să zică lumea că doar e criză, știi? Oho, disperatule, am înțeles. Nu o să iau un televizor de un metru, că n-am unde să-l pun. Slavă Domnului! Hai că cu asta ne-am salvat relația, pupăzel. Am salvat... Ia! 20 de milioane, eu! 20 de lei. Cum de lei? De milioane, așa ai zis! Păi tu vrei 20 de lei? De ce nu vorbești mai cu toată gura că să dăm 40 numai să scap naibii? Pupăză! Televizorul face 20 de milioane. Prestația ta face 20 de lei. Cât? Un leu pe minut ca la telefonie. Ai prestat 20 de minute. Mă rog, am jalnic și ar trebui să-ți mai tai. Dar consider că nu mai ai antrenament. Dar vezi că dățile viitoare nu te mai iert. Care dățile viitoare, Betty? Păi ca să acopere aia 2000 de lei... Cred că trebuie să ne vedem tot anul, zilnic. Mai ai 1980 de ron. Tu ai vrut în natură, pupăzel. Bine! Ia, șantajisto! Dăm restul 20 de lei. Pentru prestații, hai! Bună ziua, doamna prefect! Ce faceți pe aici? Cumpărăm niște fructe. Aha, la standul de televizoare? Dacă e așa evident că e un stand de televizoare, de ce pui întrebări tâmpite?
Nu știu, puteați doar să vă uitați. Drăguță! Mă găsiți drăguță? Era o ironie. Eu nu mă uit. Eu cumpăr. Băiete! Da, vă rog. Ce dorește doamnele? Ba, pardon, ce dorește doamna, că nu sunt mai multe. Adun cel mai ultimul răbne de LCD cu diagonala de 66 pe care l-ai. Imediat? Așa mică? Da. Că mare am acasă, dacă mă înțelegi unde bat. Înțeleg, că și eu am. De aceea o să-mi iau tot ceva mare, că m-am obișnuit cu mărimea. Băiete, o plasmă de 81. Vă rog să așteptați o țără. Domnița, ăsta e bun? Pentru bucătărie e perfect. Dar mai vreau unul pentru living, pe cel mai mare pe care l-ai. Oh, 107 centimetri ca ăsta. Așa mic. Păi, mai mare nu avem domnița, păștoc, că nu vrea să-ți cumpără. Ea, atunci îl iau cu ăsta. Asta. Dar crezi că v-ați luat ochii la matale? Costă 72 de milioane. Cât? Păi, așa ieftin. Păi, ăsta e un adevărat chilipir. Nu ți-i dragă și tu unul? Nu, că n-am unde să-l pun. Corect, că ești omorâtă de secretara care stă la bloc. În comparație cu dumneavoastră zi-mi care stă... și mie, te rog frumos, unde trebuie să plătesc? Acolo. Mersi. Acum puteți am spune despre ce este vorba și ce doriți. Ce vorbești? Adică eu, clienta, vorbesc când îmi dai tu voie. Sunt la cheremul tău. Nu ți se pare că ești cam impertinent, băiețică? Eu te ce, domnișoară? Domnișoară? Adică eu sunt nașpa, nu pot să am un bărbat. N-am zis. Doamne, hai da, vă rog frumos, să nu facem marmosferă, face pe magazin. Doriți să vă servi, au bă? Bineînțeles că doresc, dar o să mi-l aleg singură. Mă rog, las-mi la cine. Am văzut că nu se închioară ca alții. Auziți, m-am mai gândit și pe la mare, nu o să-l iau azi, că e greu și nu pot să-l car. Nu aveți transportul inclus? Ba, avem domnița. Dar tu ce te faci, dragă? Vreau să văd dacă e magazin serios, că la ce angajați are... Deci luați și pe ăsta de 107, da? Normal că iau! Nu ți-am mai zis de 1000 de ori? Poate ești greu de cap! Nu e evident? Păi tu trebuia să fii polițist, nenică! Ia uite, are și nume predestinat! Nu cumva te mai cheamă și Chiorete? Fugi mai repede și adu-mi aparatele până nu te reclam la șef tu! Hai! Stai! Bănuiesc că pe ăsta mic mi-l dai cadou la ăla mare! Nici într-un caz, domnița, păi ce e magazinul lui tăticu? Nici nu o să fie, că la cât ești de... Vai de cap. Atunci nu-l mai iau. Pe care? Pe ăsta mic. Nu pot să cred. Ce ți-am zis eu? Ce-ai făcut tu? Ce-ai vrut, iubi? Să mă las umilită de o amărâtă de secretară? Băgăcioasa e de vină, să știi! De fapt, nu! Tu ești de vină că îi dai salariu prea mare și își permite să mă concurezi la diagonale! Dacă te-a fost la cineva, ne-am nenorocit! De unde o să le zicem că am luat bani pentru... Dar chiar așa! De unde ai avut atâția bani să cumperi... Cât a costat? A fost la reducere, să știi. Ema, cât a costat? 50 de milioane. Ce ai zis? 50 de milioane. Cât? Păi că ai dat 50 de milioane din banii strâși cu sudoarea frunții pentru casă? Pă așa ceva? Nu, disparatule, eram nebună. Am luat de la buget. Și l-am băgat pe investiție pentru teleconferință, să pot să văd și eu toată masa guvernului. Că în ăla vechi nu mi-intra și Ministerul Turismului și vreau și o să văd ce se mai poartă, care e mai moda, care e mai trendul. Nu pot să cred. Nu era de ajuns că sfidăm criza ca niște bugetari corupți, dar o facem și pe banul public. Mâine îl duci înapoi, la prima oră, să nu te vadă nimeni. Nu vreau, dar de ce să-l duc? Pentru că e cât garsoniera, nici măcar nu putem să ne uităm la el. Și dacă vrei să urmărești ceva, nici nu să vede clar. Ia uite și pe Donald, s-a urcat în avion. Deja m-a luat amețeala, uite-te și tu.
Dacă mai era și subtitrare, până dimineața făceam febră musculară la gât. Duci-mă găoaia înapoi, să fie clar. Nu duc nimic. Nu, 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 televizorul e mare, să știi. Casa e mică, schimbă casa. Cu ce să-mi schimb amețit-o? Cum ai făcut? Amețită, dar nu eu te-am făcut, ecranul te-a făcut. Adică, eu mă gândesc la sănătatea ta și ți-am luat un televizor mare să nu-ți mai strici ochii în vechitura aia. Mai bine mi-i stric într-una nouă. Doar că acum nu pot să mi-i tratez, că toți banii pe care i-aveam i-ai dat-o pe măgăoaia asta. Am dat de la buget! Nu mă țipa mai multă urlătoare, băgă-mi aș picioarele în televizorul vostru. Țipa ca nebuna să te audă tot blocul. Păi și tu crezi că n-o să observe că a fost spartă și acu' e lipită, mă? O să observe că a fost spartă, dacă îi spui. Și dacă îi spui, o să te spar și-o pe tine. De la Betty Gogoșerne, de ce crezi că m-am dus azi noapte la ea? Ce e? E, aia e... Ea... Ea... și încă una. Încă? Am mai câștigat un premiu? Exact, da, e mai... Dar n-a putut ăștia să organizeze festivitate, că e criză, pupăză. Și atunci a trimis-o până curier, mă. E pucurela. Felicitări, câștigătorule! Mersi! Dă-mă, ca să mă duc să... Ghetul! Trage tare, bă, că ai lipit-o eu pe raft ca să nu dispară ca aia altă. Bă, dar e spartă? Păi e spartă? E, da, mă, că asta e semnifică că ai spart audiențele, mă, și concurența, deșteptule. Ai spart, ești liber de audiență. Ce-a făcut? Ai luat premiu, bă, tâmpitule, nu înțelegi? Nața, șeful. Astea sunt. Betty, vino în fața biroului că nu poți să mișc gâtul. Ați făcut febră musculară de la scris, nu? Nu. M-a tras curentul. A, corect. Că la cât de mare e măgăoaia aia, cred că îi trebuie o grămadă de curent să pornească. Hai să nu-mi ziceți că v-aș certa de la... De la gemul lăsat deschis ne-am certat. Ieși afară! Ceau, pupăzel! Hai să nu-mi zici că te-ai răzgândit și vrei să-mi dai plata tot în natură. Nu! Vreau să iau televizorul ăla stricat ca să-l duc la reparat. Că dacă tot l-am plătit, e al meu. Nu se poate repara, pupăzel! De unde știi tu? Asta o să-mi zică meseriașul când o să vadă de ce s-a stricat. Dacă îi zice care apă în el, am pus-o. Ce zici de televizorul cel nou? Să-l stăpâne sănătoasă. Auzi, dar nu vrei să-l udăm? Adică nu faci și tu cinste cu altceva în afară de suc? Da, pupăzel, imediat. Vrei vin sau? Ce faci, pupăză? Măi, tu furi din casă ca să scoți pârlala cu televizorul? Nu, dragă, vreau să văd dacă e ca a mea, că am și eu una. Și vrei să-ți faci set, normal. E, asta o să te cam coste. Nu mai am niciun ban.
Stai liniștit că de data asta chiar nu vreau bani, păpăsel. Nu se poate! Nu din nou! Nu se poate! Cinci, zece, 15, 20. Unde pleci, mister? Păi și plata cealaltă? Că ai vrut să-mi furi scrumiera? Ia uite, nu iar s-a pornit! Scapă el așa ușor! Vreau să returnez televizorul. Nu v-am scăpat în garsonera, ai? Dar de unde știi tu unde stau? Păi, nu sunteți matale, doamna prefect? Scrie în toate ziarele de matale. Nu te vreau să-l returnez, impertinentule. M-am răzgândit pentru că e prea scump. Și nu vreau să sfidești cetățenii pe criza asta. Păi, să mi-e pare tare rău, dar regulamentul la magazin nu permite reîntornarea produselor. Regulamentele sunt pentru oamenii de rând. Eu sunt prefecta. Sună-l pe patron. Acum! Îl spun, doamnă moartă. Da? Am înțeles, să trăiți, să trăiți. Patronul acceptă returnarea, dar vă roagă, dacă puteți, atunci când aduceți înapoi produsul, să veniți și cu soțul matale. Căci că trânsul umblă mereu cu televiziunea după el. Și puțină reclamă la magazinul nostru, acele la ștand, n-ar strica. Ai văzut, mă, fraiere, că totul se rezolvă pe lumea asta? Hai zi mersi că nu l-am pus să te trimită acasă. Mersi? E, așa vezi. Și dacă tot suntem aici, o să cumpărăm un televizor ca să sprijinim consumul și astfel economia să iasă din criză. Peti, te rog frumos, întreabă-l pe domnul primar ce model vrea să luăm. Domnule primar, doamna prefect vă întreabă ce model să mai fie. Spune-i domnului prefect să cumpere ce model vrea. Numai să încapă pe ușă. Domnul primar a zis să cumpere... Am auzit! Da, sunteți certați? De ce nu vă vorbiți direct? Dăm un exemplu de cum ar trebui să fie separarea puterilor în stat. Păi atunci, o să luăm un televizor mic, cel mai mic, să le dăm o lecție snobilor. Și să fim solidari cu poporul, pentru că din el ne tragem și în el ne vom întoarce. După mandat. Adu marfa, moșmonditule. Bă, tu n-auzi? Ești și surd, nu doar chior? Eu? Tu! Nu v-ar fi rușine obrazului! Când e presa acelea de față, vă luați cel mai mic televizor și când sunteți șâlburi pe acelea pântre ștanduri, sunteți ca găina în boabe, vreți bar mai mare! Rușine obrazului să vă fie de prefăcut și dă-ți not praful să leagă de voi! Doamne, să nu mă recunoască hidoasa după miros. El e. Domnul Pupăză? N-am! Ce vreți voi de la mine? Un interviu. Că prin gestul dumneavoastră ați devenit eroul luptei cu clasa politică mincinoasă și coruptă. Da? Ce gest? Când ați înfruntat pe primar și pe prefectă. Vedeți? V-am spus că în ciuda aparențelor este un modest. S-a deghizat ca să nu fie recunoscut. Când i-am zis, da, păi eu eram normal că eu eram, bineînțeles. Pupăză? Tu erai... Aha! Priviți, stima jurnaliștii, dragi alegători! Primarul și-a trimis sluga să ne saboteze interviul, să ne bruieze dreptul la libertate. Uitați, aceasta este fața hidoasă a administrației. Hidoasă? Da.
hidoasa, uh-huh. Și eu care venisem să țin apoiesc banii, că televizorul se repară pe garanție. Dar lasă, dacă sunt hidoasă, poate vreau să-mi fac o operație estetică. Mă, Betista, că nu te ajung pentru... Betista, că l-am glumit, a fost doar o figură de stil pentru jurnaliști. Ecranul ăsta minuscul, că ne-a obligat să stăm lipiți, că altfel nu ne împăcăm. Dar cine a avut ideea să-l schimbăm? Te iubesc eu. Ne completăm perfect. Auzi, iubire? Da, acum că tot ne-am împăcat, eu zic să iei unul cu un ecran mai mare ca să nu ne dăm dracu ochii. Lăsați-l pe ăsta cu difuzoarele mici, e bine așa? Dacă vrei să urmărești ceva la el, zici nu-ți măcar nu se vede clar. Ăștia au zis. Eu n-am vrut, că mă știi că nu pun botul la...